Salutare și bine v-am regăsit la un nou gameplay. În episodul de astăzi o să jucăm un joculeț Black One Blood Brothers. Este un joculeț pe care îl găsiți pe Steam și costă undeva la 7,50 €. Este un joc de acțiune, un simulator militar, un first person, un joc în care tu îți coordonezi mai multe echipe și practic faci un adevărat teatru de operațiuni pe care îl controlezi tu din toate punctele de vedere. Fie că faci două echipe sau patru echipe, vei controla toate cele patru sau două echipe, în funcție de câte faci, în misiunile pe care le vei avea. După cum vedeți aici pe interfață, avem 10 misiuni și în felul ăsta vom începe și noi prima misiune, care se numește Dune Strike. Aici avem câteva informații despre misiune, ce trebuie să facem, trebuie să extragem de acolo un calculator, să luăm, să furăm niște informații, să luăm o geantă, o valiză, în care probabil sunt ceva cașcavalete. I don't know. Iar aici avem echipa cu care vom putea să facem noi extracția. Avem 10 agenți, iar fiecare dintre ei are câte o abilitate unică pe care în decursul misiunilor o va pune în aplicare atunci când este momentul. Fie că este medic, fie că este un ITist care se pricepe în informatică și poate să extragă diferite date, fie că este un inginer și știe să desfacă seife și alte uși blocate. Deci vom avea mai multe chestii de făcut. Aici, în funcție de cum îți echipezi sau cum îți pui echipa, felul ăsta o vei avea acolo și o vei putea utiliza. Vom da și noi start și ne vom pregăti de prima misiune, să vedem dacă o putem duce la final și dacă o putem finaliza. Jocul are mai multe moduri de joc, de la easy până la hard. Iar aici avem practic harta pe unde putem noi să intrăm. Am avea posibilitatea să facem 4 echipe aici, dar la ce avem de făcut și câte cerințe are misiunea respectivă, nu avem nevoie de 4 echipe. Vom avea nevoie doar de 2 echipe și aici o să facem o echipă pe care o conduce Samuel și o să-i mai dăm încă 3 cu echipieri. În felul ăsta am format prima echipă. În cea de-a doua echipă o să-l punem pe Clay, conducătorul aici de al echipei. Îl punem Commander. O să-l dăm acolo ca și oponent, pe David și pe Joseph. Deci în felul ăsta am făcut două echipe în două puncte diferite. În felul ăsta echipele vor putea acționa în zona cu pricina, unde vom avea noi treabă. Validăm echipele și în felul ăsta vom putea să facem și extracția, deci tot noi vom bifa unde avem extracția de făcut. Deci de unde ne vor putea recupera. După ce vom termina misiunea, în punctul ăsta unde o să-l selectez eu, adică aici, practic am intrat în misiune, o să mergem înspre zona cu pricina. O să ducem primele echipe de aici, din flancul drept, înspre interiorul. Trebuie să fim foarte atenți, în momentul de față s-au dat, au comunicat cele două echipe între ele, s-au dat informații. Ok, aici avem o țintă, pe care ar trebui să o anihilăm, pentru că posibil să ne dea de gol. O să încerc să merg spre el. Nu-l vedem. Dar nici nu-l putem lăsa pe hartă pentru că ne va veni în spatele nostru, noi avem misiune în dreapta. O să dau informații și celorlalți pentru a-l da jos cât mai rapid. Și da, în momentul de față, enemy down. Ok, ne întoarcem înapoi, ne relocăm înspre obiectiv. Dar nu o să intru destul de puternic acolo în zona de acțiune. Cred că becurile nu și-au rostul, odată ce noi folosim infla roșu. Deci o să mergem așa, în funcție de să ne abatem un pic de la drum. Aici o să avem, practic, prima victimă. Ok, ăla a intrat. Asta i-am dat în cap, direct. Două victime aici. Nice. Am mai avea una. L-am văzut și pe ăla în interior. Luminile s-au stins aici. Avem aici un intrus pe care îl văd direct.
pe celălalt, deci am făcut curățenie aici cu echipa. O să las echipa aici, pentru orice eventualitate. Și o să trec pe echipa 2, pentru a o băga și pe ea în misiune. Aici tot așa vom avea 4 agenți. Și ne vom duce pe obiectivul 2. Tot așa să pregătim echipa, atât pentru ce urmează, cât și pentru extracția finală. Aici va trebui să-mi adun echipa. Ok. Ia să vedem ce avem noi aici. Ok. Nimeni nimic pe aici. Trecem din nou la cealaltă echipă și aici încercăm să intrăm, să luăm primul obiectiv de aici, ce-l avem. E vorba de un calculator la care vom extrage datele. Axel a făcut acolo combinația la 40 de metri văzut, nu știu ce, inamic. Ok. Și în momentul ăsta vom ieși de aici. Și avem ținta de care ne zicea Axel. Yep, și mai sunt două ținte aici. Bum. S-a făcut curățenie pe aici, prin zonă. O să duc echipa înspre 2. Vedem aici. Mai este la distanță o gardă și unul în... Cel din punctul de observație l-am dat jos. Dar nu știu ce va fi aici. Bun, hai să încerc să urc sus. Vedem care dintre noi poate să deschidă ușa asta. Am dat ordin acolo să fie executat inamicul. Practic a fost executat acolo. Deci a fost executat aici, pac, în felul ăsta ne luăm și noi valiza. Practic acum putem să pregătim echipa. Să pregătim echipa de plecare. Ok. Ne vom duce spre obiectiv. Obiectivul nostru de evacuare va fi exact acolo unde se vede smocul ăla. În felul ăsta putem să ieșim din obiectiv. O să extrag prima echipă. Echipa lui Clay o să o duc direct în zona de extracție. Operațiunea trebuie să o faci cât mai calculat, nu ai o limită de timp. În misiune care sunt fără limită de timp, acum mă gândesc că o să fie și misiuni cu timp. În felul ăsta să te duci. Am avut aici un soldat, Axel, care mi s-a buguit acolo, va trebui să-l iau manual de acolo. O să iau pe fiecare în parte și o să-i scot din misiune. Și am observat acum în joc faptul că ei va trebui să vină să revendice misiunea pentru care i-am dat. Eu l-am dat misiunea aici să intre și să anihileze ținta. Și cum mi s-a buguit un soldat, el n-a intrat să anihileze ținta, n-a văzut ținta. Și în felul ăsta el nici nu se retrage după tine până nu își revendică ținta, adică până nu își revendică misiunea. Uite, în felul ăsta a trebuit să revin înapoi aici la obiectiv, să-i bag pe fiecare acolo în cameră, să vadă că ținta a fost anihilată. Eu mi-am luat misiunea de acolo și în felul ăsta acum putem să evacuăm și echipa 2. E destul de interesant joculețul și destul de fain să sincronizeze toată treaba asta. Are o chestie realistică în el, faptul că fiecare execută ordinul pe care tu îl dai, iar dacă nu a apucat să execute ordinul, nu va pleca de acolo până nu își execută ordinul pe care l-ai primit. În felul ăsta am încheiat prima misiune și noi, o misiune în care n-am avut victime și o misiune în care ne-am întors toți cei 10 teferi înapoi și nu am avut niciun fel de pierdere.
am avut 12 kill-uri și în felul acesta am putut să facem misiunea cu un succes de 100%. Asta a fost joculețul, asta a fost prima misiune. Este interesant să vedem și celelalte misiuni. Dacă vă place joculețul, nu uitați, îl găsiți pe Steam, e 7,50€. Dacă sunteți pasionat de shootere, joculețul arată foarte bine, este single player momentan. Se zice că se va băga și un server multiplayer, unde poți să coordonezi fiecare, să te duci cu echipa ta acolo, practic, și să participi la diferite misiuni împreună. Eu am fost Cristi Gamerzone, până la următorul gameplay, vă salut, numai bine!